Băi, băieți, unul la mână, salutare tuturor, doi la mână, din câte puteți vedea, de această dată, oameni buni, avem vocea de fată pentru că citiți aici în chat. Unul la mână ne dă cineva mesaje, cu numele Robinet e slab, numai încă să stai și să joci Fortnite 24 din 24, slab ești cam slab la 1v1. Și eu m-am gândit să-i facem o fază, doamne, cât îmi scrie, deci băieți, stau aici și îmi scrie de când am terminat turneul, adică de o oră, credem, tot scrie și nu l-am băgat în seama, băieți, și am zis, bă, hai să intrăm să-i oferim puțin atenție dacă el vrea atât, dar bine, băieți, asta o să fie probabil ultima oară când dau 1 versus 1 cu un hater, așa că, oameni buni, nu uitați să apăsați acolo butonul de like, vreau suport pozitiv, băieți, la clipurile astea de genul, bine, general, vreau suport pozitiv dacă sunteți binevoitori. Nu uitați să puneți codulețul meu pe item shop pe care l-aveți acolo jos, FB bar jos Robert 21 bar jos YTB, share la clip, like, subscribe și hai să intrăm la el în party, că dacă nu mă înșel mi-a dat invite. O secundă, cam o... uite, gata. Doamne, deci probabil el avea netă, nu mă bagă. Avea netă, numește și-a schimbat numele sau ce. Deja bănuiești cine e oricum, pentru că pe Instagram am primit niște mesaje nașpa, dar nu mă bagă. Gata, ok. Salut! Taci, mamă, taci, că intră Robinet. Salut! Dar tu nu ești Robinet. Mamă, tu ești copil de la handicapat, stă în casă 24-24, nu ești Robinet. Okay, dar hai să te bași puțin la unul, pentru că ești slab, rău. Ok. De ce joci cu skin-uri de tryhard dacă ești atât de slab? Eu nu sunt tryhard. Hai că nu ești tryhard dacă ești. Nu sunt, frate, mă jur. Da, de ce stai pe contul Robinet? Păi... mă auzi? Da, te aud. Sunt aici că vreau să mă joc și eu. Că nu mă prea joc eu Fortnite. Ești eu. Da. Ești copil de la ta. Să roagă de Robinet să-l mai lase și pe el. Da. Ia stai, frate, că trebuie neapărat să-mi facetările, că dacă mă bați tu, e cam nașpa, că... Știu, eu sunt între cei mai buni de România. Da? A vrut Simplistul să joc cu el, dar nu l-am acceptat. Păi de ce nu? Mi se părea prea slab. Am înțeles. Si? Păi și de ce ai numele ăsta? Ce ai cu Robinet? Păi e slab Robinet. Păi da, și gen, de ce ți-ai pus nume chestia asta? Tu n-ai un nume. Poftim? Tu n-ai un nume. Eu n-am nume. A. Pur și simplu tu ești slab. Ai intrat și pe mapa lui, dar stai că ești pe contul lui, normal. Ești fan de la... Cum să fii fanul Robinet în 2019? Doamne, zici tu că e așa nașpa? Da. Bine. Ok, cum zici tu. Hai pe mapă. Ca să vedem cum sunt oamenii care l-admiră pe Robinet. Ia stai puțin, că n-am niște setări făcute și vreau să te bat rău. Da, vezi că mă găsești la arena. Ce arme jucăm? Pump și Scar. Fără drape, fără mini. Pump și Scar, bine. Păi normal că tu joci cu Scar ca să mă dărâm. Da, joc cu Scar ca să dărâm. Da, arena 1. Ok. Ia, stai puțin, că iarăși n-am niște seturi făcute. Da, acum ai? Da. Hai, vin încă, să te rog puțin. Să mă rupi? Asta-i, frate. Oh, fuck. Stai. Stai, că mi-a umblat fratele meu pe calculator, știi? Și... Na, dar oricum fratele meu te bate și ăla. Păi să nu mă bată fratele tău, că dacă mă bate fratele tău, o să fie trist și să plâng. Adică, tristă. Oricum, fii atent că îți dau easy clap. Te-am zis, a vrut simplu să mă bage, dar n-am vrut. Păi, de ce n-ai vrut, frate? Că Simplistul e bun, nu? Nu știu. Și Retro a dat 1v1 cu mine pe editor, dar slăbu și el. Păi aiurea așa. Frate, nu mai folosi import, mamă. Papicior, știam că Robinet are import pe calculator, dar nu credeam că-l folosești tu. Să Papicior, pe Robinet îl băteam de 10 ori până acum. Chiar îl băteai, Robinet, e slab rău. Da, știu. Auzi, ia, uite, sună telefonul lui Robinet. 3310. Da. Nokia 3310, frate. Cum să n-ai iPhone 11 în 2019? Mamă, frate. Nu știu, frate, eu nu am iPhone 11. N-am bani. Știi, eu joc fără sunet și acum mi-am aprins monitorul ca să pot să te bat. Știi că eu am memorie de aia foarte bună și pot să rezic de unde vii. Da, aici ai avut noroc, să-mi am o întrebare, de ce vorbești la masculin cu mine?
Ești fraier. What the fuck? De păi, ce? Care-i, ce întrebare e asta? Orice ar fi, aș fi fraieră oricum, dacă ar fi să fiu fraieră. Dar... ce vrei să spui? Nu-mi dau seama, n-am învățat că... încă genurile la școală. Tu ai 8 ani, tu ești în clasa 1 și tu vorbești de mine de fraieră. Sunt fată. Am 16 ani și sunt în clasa 11. Pe bune? Da. Și îl cunoști pe robinet? Da. De ce stai pe calculatorul robinet, că e fraier? Dacă nu vrei, sunt poți pe... să fii la mine. De ce aș veni la tine? Păi, n-ai așa că stai de mine? Da, îmi place maxim de tine. Știu, pentru că-s haterul robinet. Foarte nașpa să fii fanul robinet în 2019. De ce? No, frate, te-am lăsat pe white, cât de slab ești. Sunt aia. Nu înțeleg, tu îmi dai Free Fire și n-ai voie să faci așa ceva. N-ai voie să faci așa ceva, nu îți dai Free Fire. Nu? N-ai voie să dărâm, mereu mi-e spart construcțiile. N-ai voie să-ți faci construcțiile. De ce, frate? Dar n-ai voie să-ți faci construcțiile. Uite, dacă ești fată. Joacă și tu corect. Sunt papiciorul, credeam că robinet... credeam că robinet are prietene mai bune. Adică? Nu știu, frate. O ai arătat, poate o ai arătat bine în viața reală, dar... chiar poate, îmi dai și mie Instagram-ul tău. Vrei Instagram-ul meu? Da. Păi și... dacă nu ți-l dau? Dacă nu îl dai, să știi că îl bat pe robinet. Și știu că ești prietena lui. Nu. Robinet are altă prietenă numită Elisa. Dacă vrei, poți să-i dai follow pe Instagram, îți dau Instagram-ul ei. Nu, după nume îmi dau seama că e urâtă Elisa. Iac. Frate. Soro. Deja. Să-mi bat picioare, îl chem pe simplistu. Îi zic că n-are rost să mă bat eu cu tine. Bine, n-are rost să mă bat cu tine, adică dacă m-aș fi băgat tryhard n-ai fi avut șanse. Uite, fii atent. Că... îmi bag c***nile sau... ce-i ce s-a întâmplat? De ce vorbiți așa urât? Iartă, m-am înțeles că ești fată, dar când aud numele de robinet, știi, adică mi l-am pus în nume ca să intre la mine în party, dar mă tiltează când intră o fată ca tine. Adică trebuie să mă comport. Păi stai cu fetele. Nu știu. Sunt puțin mai... mai neînțeles. Mai neînțeles? Ești un artist neînțeles, frate. Înseamnă, nu-i așa? Ești artist știu. Neînțeles. Da, da. Uite, deja am dat lumea mesaje să dau wager-ul cu ei pe 50 de euro, dar mie că le iau banii. Păi și ce, frate? Oricum, frate, cam cu skin-ul ăsta ți l-a cumpărat maica ta, ai furat cardul lui maica ta. Că toate skin-urile pe care le are robinet, ți l-a furat de la maica sa. Da, e fra, scuze, fata. Ai zis că robinet e fata? Robinet n-are niciun ban. Da, tu măcar okay. Îl mai urmărești pe robinet pe YouTube sau? No, what the fuck, am dat unsubscribe de două ori ca să aibă minus un abonat. Doamne. Dar tu știi că sunt fată și te bag la nivelul 1? Păi și oricum. Am auzit, oricum, dar atât timp, oricum, nu știu, eu pur și simplu sunt prea bun pentru tine, știi, adică, na, oricum, da. Ia uite, oh my god, oh my god, oh my god, te-am zis că sunt prea bun, te-am zis că sunt prea bun, te-am zis că sunt prea bun, n-ai șanse în fața mea. Observ, nu prea am șanse, sincer. Ră. Hai, lasă așa că oricum știi că te bat. Ai dreptate, știu că să mă bați. Păi, sunt și o fată mică. Nu știu, n-ai vrea. Ai zis că 16 ani, ai zis că nu ești mică. Dar oricum te aștept pe la mine, când vrei. București, sectorul 3. Strada? Strada... Ion Luca Caragiale. Puțin poetaj? Apartament 36, ți-am zis că sunt neînțeles. Oricum, băieți, dacă vrei, eu... oricum, robinet este foarte, foarte, foarte nașpa. Da, cel mai nașpa robinet, nu? Mai avea tu să vină la mine. Fii atent, dă-mi pichex dacă ai tu pe-o. Da, pichex. Bine. Oricum, ești fată și știu că nu prea ai putea să faci nimic. Te las de politețe. Uite, frate, mă dărâm. Soro. Soro. Nu, frate. Opa.
Hai noroc că joc fără sunet. Păi, joacă cu sunet. Oh my god. Da, da, mamă, nu mai bat, scuze. Bine, uite, hai că eu te las acum, că văd că... Nu mă lași, că te bat. Ba, te las. Ba, mulțumesc foarte mult că te-ai jucat cu mine, apreciez. Da, hai că m-am jucat. Vreau să mă joc cu robinet. Oricum e slab. Vrei să vorești cu robinet? Da. Robinet, vino puțin! Hai că-l strigi dacă e. Da. Ce faci, Robi? Bine, tu? Bine, să știi că ești cel mai mare fan al tău. Oh, ok. Pe bune. Știi, dacă te-a zis ceva o fată, să știi că nu e adevărat. Voiam doar ca să vii la mine, știi? Ok, am înțeles. Glumesc, frate, ești cel mai slab. Ah, ok. Sper să nu te mai văd în viața mea. Mulțumesc, ce pot să dacă zic, vrei, frate? Dacă vrei, dăm 1v1 ca să te bagi și pe tine. Am cam bătut-o pe gagica ta. Fii atent, dar, cum facem? O să fie gagica mea în curând. Nu-i gagica mea. O să fie a mea. Ok, poate să fie a ta. O să fie o surpriză și fii atent, eu acum dau puțin leave. Da? Nu, intru imediat în party. Ok, frate. Ia uite, frate, dă leave. Ok, cam frică de mine. Da, mamă, hai că vin la masă. Da. Nu mă bate. Bun, băieți, deci... ați văzut și voi ce s-a întâmplat. Dacă vreți să dăm revanșa, oameni buni, de data asta pe numele meu cu el, vreau să strângem la acest clip 1500 de like-uri, să vedem dacă este posibil să facem această chestie. Pentru că el nu știe că de fapt eu am dat 1 versus 1, a zis că nu mai urmărește, deci nu o să știe de clipul ăsta niciodată. Așa că, oameni buni, v-am zis, dacă vreți să mai să mai facem genul ăsta de clipuri, nu uitați să apăsați acolo butonașul de like, share, subscribe, să vadă și prietenii voștri. Bineînțeles, nu uitați să puneți codulețul meu în item shop și, oameni buni, un follow pe Instagram ar fi imens apreciat. Aveți profilul meu în descriere sau unul robinet 1 și ne auzim data viitoare. Ciao!